PSD Călăraș a prezentat candidații desemnați pentru a participa la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020. Președintele PSD Călăraș, Vasile Iliuță, a anunțat cei 5 candidați la Camera Deputaților și cei 3 candidați la Senat. Bună ziua, dragi prieteni, dragi colegi, dragi militanți! Uite că astăzi Comitetul Executiv Județean se întrunește. De la ultima întâlnire a noastră, când am făcut analiza rezultatelor organizației noastre, care ne-a adus câștigători la nivelul Consiliului Județean, la nivelul a 27 de unități teritoriale administrative și celelalte localități, 28, chiar dacă nu am câștigat echipe care ne mândrim cu ele. Și ele sunt câștigătoare și vor deveni câștigătoare peste 4 ani. Am onoarea și cinstea să deschid astăzi conferința Comitetului Executiv Județean și n-aș vrea să fiu eu cel care să prezint candidații care ne vor reprezenta în următorii 4 ani în Parlamentul României. Aș vrea să-i dau cinstea și onoarea secretarului general al Partidului Social Democrat, Samuile Ion. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la reuniunea Comitetului Executiv Politic Județean. Într-adevăr, este o zi importantă pentru că, așa cum spunea domnul președinte Vasile Iliuță, am trecut o bătălie, dar ca să ajungem acolo unde ne dorim de foarte, foarte mult timp, mai avem de trecut încă o bătălie ca să câștigăm războiul și asta înseamnă alegerile parlamentare. Alegerile parlamentare, știe toată lumea că sunt alegerile foarte importante atât pentru județul Călăraș cât și pentru întreaga Românie, pentru că trebuie să ne alegem Parlamentul, Parlament care la rândul său o să stabilească guvernul care o să dea linii directoare pentru dezvoltarea județului și a întregii națiuni. Este important și avem obligația în urma acestor rezultate de la alegerile locale să ne situăm într-o poziție, dacă nu la fel de bună, poate și mai bună. Avem toate premisele și în acest sens, ieri în Comitetul Executiv Politic Național s-a definitivat și s-a validat lista cu care o să mergem în alegerile parlamentare. Și dați-mi voie să vi prezint pe fiecare în parte și o să-i rog în fața dumneavoastră să și prezinte CV-ul și ce vor să facă în situația în care o să fie aleși în Parlamentul României. Și trebuie să începem cu Camera Superioară și începem lista pentru alegerea Senatului în circunscripția electorală 12 Călăraș va fi deschisă de omul de afaceri călărășan Cionoiu Nicușor, pe care îl invit la microfon. Bună ziua! Nu prea sunt obișnuit așa discursurile. Mă numesc Cionoiu Nicușor, am 54 de ani, lucrez de câțiva zeci de ani numai în mediul privat. Am activat până în 2010 într-o societate multinațională. Din 2010 am propria firmă de construcții, unde îmi desfășor activitatea. Am intrat și sunt onorat de această propunere pentru a reprezenta și pentru a apăra oamenii sau mediul de afaceri. Aș vrea să vă spun că eu, ca și om de afaceri, am avut destul de multe probleme din punct de vedere legislativ. M-am simțit de foarte multe ori nedreptățit și consider că pot apăra drepturile oamenilor de afaceri, drepturile primarilor, posibilitatea de a crea cât mai multe investiții în această parte a noastră, a județului Călăraș, care are extraordinar de multe sincope. Consider că pot depăși acest lucru cu ajutorul oamenilor de afaceri,
din Călăraș, care trebuie să fie din ce în ce mai mult reprezentați în consiliile locale, în consiliile județene, pentru că sunt extraordinar de multe probleme și în felul acesta, având oameni de afaceri bogați, avem bugete mari, frumoase, avem primării bogate și putem, într-adevăr, să ne gândim la prosperitatea copiilor, la modernizarea școlilor, la educația acestor oameni care încet, încet trebuie să ne ia loc. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt încântat că reprezint Partidul Social Democrat și vreau să mulțumesc tuturor primarilor care m-au votat și care m-au propus și într-adevăr am ajuns aici datorită dânșilor și cred că nu o să dezamăgesc. Vă mulțumesc. Pe locul 2 pentru alegerea Senatului avem se situează domnul Ușat Liviu Gabriel, o cunoștință mai veche de-a noastră și care suntem convinși că o să facă o figură frumoasă și să ne ajute din această postură. Mă bucur mult să fiu iar în mijlocul vostru, dar înainte de a vă spune câteva cuvinte despre cum mă gândesc că trebuie să facem în Parlament, dați-mi voie să mă bucur și să vă spun că în copilărie am fost marcat, printre altele, de una din fotografii din cărțile de istorie. Dacă vă mai aduceți aminte, deasupra Reichstagului, un soldat sovietic punând steagul Uniunii Sovietice pe cancelaria lui Hitler. Vă mai aduceți aminte? Uitați-o aici. O vedeți? Deci asta este una din fotografiile care m-a marcat în copilărie și ceea ce am trăit la alegerile locale, practic asta am făcut. Am pus steagul PSD pe acest simbol al puterii peneliste. În cei 15 ani, mai bine de 15 ani de domnie penelistă, Consiliul Județean a fost simbolul acestei puteri. E, începând din această toamnă, aici este steagul PSD-ului și vreau să mulțumesc Vasile, vreau să vă mulțumesc tuturor primarilor și tuturor membrilor pentru această mare, mare izbândă. Evident că această izbândă nu va putea fi dusă până la capăt dacă acum, la alegerile parlamentare, nu vom reuși să obținem un număr de parlamentari care să ne poată aduce în postura să rezolvăm multele probleme pe care le avem în județ, multele probleme cu care primarii noștri și dacă am făcut o comparație vis-a-vis de Reichstag-ul din 45, vreau să spun că și pentru primarii noștri am o mică metaforă. Știți, ei sunt pe vapor, nu se văd, dar ei sunt acolo în sala mașinilor și bagă cărbuni ca noi să înaintăm. Vă mulțumim și pentru asta tuturor, pentru tot ce faceți de an de zile, domnilor primari. Am acceptat și sunt onorat de propunerea care mi s-a făcut de a fi pe lista pentru Senatul României. Sper că acolo, dacă voi ajunge, dacă ne vor trimite călărășenii, evident că mă voi preocupa cu mai mult ardoare de problemele în care am fost până acum implicat. Este vorba de absorpția fondurilor europene, de folosirea lor cât mai ușoară de către administrația locală, de către administrația județeană, de toate și evident și de mediul de afaceri. Vom încerca, am câteva idei care de-a lungul celor 22 de ani de când lucrez în Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia s-au tot adunat acolo vis-a-vis de legislația de achiziții publice, tot stăm ca în povestea lui Creangă și așteptăm să cadă drobul
de pe sobă, tot avem atitudinea asta fatalistă, că e grea legislația, că e stufoasă. Haideți, fraților, să facem. Normal că e mai greu să facem cu oameni care se trezesc pentru prima dată acolo și care nu s-au ocupat de acest domeniu, e greu. Dar eu cred că dacă vom avea oameni care știu cu ce să mănâncă acest domeniu, vom putea face ca această legislație de achiziții publice cu care tot ne de care ne tot văităm să devină mai prietenoasă, mai operativă, așa încât să nu mai stăm cât un ciclu electoral de la lansarea unei achiziții până la finalizarea ei, nu finalizarea proiectului în sine. Și evident, pe lângă toate aceste, această activitate legislativă, susținerea județului Călăraș îmi va fi o temă zilnică, zilnică, zilnică. Și mă gândesc la județ, mă gândesc la administrația județeană, mă gândesc la primăriile noastre, la localitățile noastre. Evident că nelipsita vizită la diferite ministere, fiindcă din păcate asta este încă România, va fi printre preocupările mele cotidiene. Și ușa mea, așa cum ea a fost deschisă tuturor în acești 10 ani de când am venit mai răruți aici, dar să știți că sufletul tot aici mi-a fost, nu putea să fie în altă parte, chiar dacă inclusiv pe Știrbei Vodă, Șerban Vodă, unde îi deneau ușa aia, mă întrebau, mi-au găsit în calculator bază de date, cu organizația modelul, cu dacii cu ele, că tocmai venise chestia aia cu Dragnea, în sfârșit. Deci tot aici am este. Deci în acest timp am preluat o organizație, sunt de 20 de ani în această instituție, Agenția Dezvoltare Sud-Muntenia, 22 mi-ajută Dumnezeu să fac acum în iarnă. Am preluat o organizație cu 30 de oameni, acum are 170, din care cei mai mulți călărășeni, dar și în celelalte județe ale regiunii. Și apropo, cred în continuare, domnule președinte, și să știți că este unul dintre oamenii activi din regiunea Dezvoltare Sud-Muntenia, chiar acum va deveni decanul de experiență al președinților de consilii județene, practic nu mai e niciunul care să vină la al doilea mandat. Deci ne-am ocupat de proiecte de până la de peste 2 miliarde și jumătate de euro, semnate numai aici, sper din programul viitor cât mai multe și mai multe semnate în județul Călăraș și vom face să fie cât mai multe semnate. Dacă ne ajută Dumnezeu, în curând inaugurăm și cel de-al doilea sediu al instituției, așa încât o să ajungem undeva aproape de jumătate de hectar de clădiri pentru birouri, făcute cu banii regiunii, dar în județul Călăraș. Sperăm că aceasta să fie de bun augur și programul operațional regional să fie în județul Călăraș una din sursele importante de a ne finanța nu puținele nevoi pe care le avem. Rămân același, am același număr de telefon, am aceeași inimă roșie și nu numai din cauza sângelui, ci din cauza atașamentului față de PSD. Și să dea Dumnezeu, la sfârșitul campaniei pentru parlamentare, să mai punem un steag pe acest județ, steagul roșu de parlamentare. Vă mulțumesc și să avem numai victorii. Sănătate. Și închidem lista la Senat cu o doamnă, profesor, fost inspector școlar, PSD-istă de-a noastră, doamna diaconul Liliana Corina, pe care o invit la microfon. Ce să vă spun despre mine? Că probabil lumea mă cunoaște precum soția lui Virgil Diacon. Eu, ca să vă spun totuși ceva, așa că nu sunt chiar fica ploie, să zic așa, am absolvit facultatea de inginerie mecanică în 1989 ca șefă de promoție și am mai absolvit un an în 2006 tot ca șefă de promoție, ce-i drept una privată. Știu că lumea o privește cu dispreț, dar să știți că cine vrea să învețe, învață oriunde. Iar eu am vrut. Și am învățat. Și încă învăț. Toată viața învățăm și eu cred că asta e cel mai important lucru care
caracterizează un profesor. Mi-aș dori să îi caracterizeze și pe elevii noștri și să rămână crezul lor în viață, să învețe toată viața. Ce am învățat eu din ce am trăit anii aceștia? Mi s-a spus aici să vorbim despre învățământ. Am observat că învățământul este blamat din toate părțile, de cele mai multe ori. Rare ori vedem în mass media ceva laude la adresa învățământului românesc, cu toate că, dacă ne uităm atent, multe puteri occidentale își recrutează vârfurile dintre creierele românești. Așa prost pregătite cum suntem în școala românească. Da? Din păcate, asta e una dintre amenințările, zic eu așa, dacă ar fi să facem o analiză SWOT și să zicem care ar fi amenințările, nu știu de ce am început cu amenințările, trebuia să încep cu punctele bune, punctele tari, că așa se procedează de obicei, da? Da, cred că punctele tari nu vrea nimeni să le audă, că toată lumea să le audă pe toate părțile când poate, da? Așa, și atunci punctele slabe ni le scoate în evidență mass media fără iertare, așa, iar oportunitățile și amenințările sunt cele mai puțin, eu știu, discutate sau aduse în scenă. Nu știu, cred că ar trebui să ne orientăm cel mai mult dacă s-ar îndepla prin vreo minune să ajung parlamentar, ceea ce îmi cred așa, deci știu că sunt cumva sincer atracăruță, ca să spunem așa, dar minunile se mai și întâmplă. Ei, și dacă s-ar întâmpla, probabil că m-aș strădui din toate puterile să militez pentru ca aceste reforme care au tot fost începute și niciodată finalizate în învățământul românesc să fie odată duse la bun sfârșit. Pentru că de fiecare dată când s-a schimbat ministrul și s-au schimbat miniștri fără număr, da? De fiecare dată a început o nouă reformă care, bineînțeles, n-a putut să finalizeze pentru că între timp s-a schimbat ministrul. Mă rog, probabil că nu numai ministrul contribuie la realizarea unei reforme, nu probabil, cu siguranță. Dar nu știu cum se face că acele idei se pierd cumva în momentul în care se înlocuiește vârful piramidei. Ei, deși mi-aș dori eu, și nu neapărat să realizez eu, oricine va ajunge acolo din partea noastră, mi-aș dori să, nu doar să se consulte, știți, o vorbă așa cu consultarea asta, dom'le, chiar să existe o colaborare cu toate, cum să zic, cu toți actorii din mediul educațional, da? Chiar și așa cum sunt ei blamate elevii, că vezi, Doamne, ce se bagă ei în luarea de decizii în legătură cu învățământul, eu cred că mai ales cei care sunt aproape de vârsta majoratului sau studenții ar trebui să aibă un cuvânt important de spus. Pentru că ei observă cu ce probleme se confruntă, iar proaspeții absolvenți cu atât mai mult. Deci cei care ajung să aibă dificultăți în obținerea jobului pe care și-l doresc, constată și apoi, bineînțeles, mă rog, răspândesc ideea pe toate canalele, că școala românească reușește prea puțin să îi pregătească pentru viață. Adică multă teorie și mai puțin lucruri care să-i ajute practic în viață să se descurce, da? Ori toate lucrurile acestea trebuie nu doar spuse, deci trebuie toate mințile luminate să-și pună în comun ideile creative și creatoare, mă rog, și experiența celor mai în vârstă și a celor care au fost și prin alte țări și au studiat acolo sau poate chiar predau acolo, că avem și asemenea capete luminate. Da? Și toți împreună să reușească să redea strălucirea pe care o merită învățământul românesc. Vă mulțumesc! Pentru Camera Deputaților, după multe discuții și negocieri, am ajuns la o listă finală pe care o să o vă prezint. Deschidem Camera Deputaților cu un om cunoscut atât la nivelul județului cât și la nivel național, datorită prezenței pe sticlă, domnul Coarnu Dumitru. Să știți că dacă astăzi sunt aici, în fața dumneavoastră, datorez lucrul ăsta unui singur om și unei singure organizații. Acest lucru datorez domnului președinte Vasile Iliuță și dumneavoastră, care cu încredere și cu speranță m-ați propus să spun și afirm aceste lucruri, pentru că știu foarte bine mecanismele din spate. A fost extrem de
greu ca eu astăzi să mă aflu în această poziție. Sigur că și decizia mea a fost extrem de grea. A trebuit să aleg între emoțional și rațional. Eu acum, astăzi aici, în fața dumneavoastră, reprezint Sindicatul Național al Polițiștilor, cel mai mare sindicat din România, cea mai mare federație a sindicatelor din poliție. Sunt vicepreședinte la nivel național Cartel Alfa, sunt membru în plenul CES-ului. A fost extrem de greu să aleg. De-aia vă spun că am ales între emoțional și rațional. Dar discuțiile frecvente pe care le-am avut cu domnul președinte Vasile Iliuță m-au convins și eu am ajuns la concluzia că dacă privești lumea rațional, o să o și vezi rațional. Adică am înțeles că e nevoie ca împreună să schimbăm o atitudine, să schimbăm un mod de viață parlamentar, să demonstrăm că putem, să demonstrăm că știm, să demonstrăm că vrem. Eu vă spun că sunt angrenat în aceste mecanisme de mulți ani. Le cunosc și din interior și din exterior. Vreau să vă asigur un singur lucru. Voi fi alături de dumneavoastră, indiferent că e vorba de domeniul public sau privat, indiferent că e vorba de economic sau capital sau forță de muncă. Există extrem de multe dezechilibre în acest moment în reglementare. Avem două mari probleme. Una în reglementare, și acolo Constituția spune că unica autoritate legiuitoare este Parlamentul României, și alta în aplicarea legii. Adică fac o reglementare după care nu o respect. Lucrurile astea se văd extrem de clar și extrem de des. Sigur că încercăm să combatem aceste ilegalități până la urmă, așa cum putem fiecare. Eu am încercat, din poziția mea, cu posibilitățile limitate pe care le-am avut, dar am acceptat cu multă plăcere și cu multă deschidere, cu mult pragmatism și cu multă realitate această, dacă vreți, nouă provocare pentru mine. Este o provocare care mă onorează, dar care mă și obligă în același timp. Eu o să închid, pentru că știam că timpul e limitat. O să vă spun doar că atâta timp cât, și dacă voi fi ales, sigur că mai sunt pași și trebuie să gândim rațional, lucrurile sunt încă într-o anumită logică, trebuie să ajungem la final și atunci vom trage și concluzii. Dar eu vă asigur, în ceea ce mă privește, că în opinia mea și din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, o să aveți tot sprijinul acolo, la nivelul la care o să mă aflu eu într-un moment dat, indiferent de problemele pe care le veți ridica. Sigur că e nevoie de o curea de transmisie, nu putem să separăm învățământ de economic, nu putem să separăm capital de forța de muncă. Ele funcționează într-un angrenaj. Problema e ca angrenajul să fie corect constituit. Sunt extrem de multe dezechilibre. Ele sunt de multe ori făcute arbitrar, făcute, dacă vreți, din anumite comenzi, din anumite interese, pe anumite teme. Nu vreau să intrăm în profunzime dacă mergem la legea dialogului social și alte lucruri care, practic, au venit și prin guvernul PDL de atunci, au îngrădit angajatul în raport cu capitalul și atunci, sigur, că oamenii sunt debusolați, oamenii pleacă, nu se simt reprezentați, nu se mai simt apărați, privesc în stânga, privesc în dreapta, se trezesc singuri în fața valului. N-au soluții. Și atunci aleg străinătatea. Și uitați-vă că avem 5 milioane de oameni plecați din țară și fata mea este plecată, să știți, este în Canada. Asta, ca să înțelegem niște mecanisme, am încercat să o conving și a zis, tati, eu în țară nu mai vin. Nu pot. Câteva lucruri, câteva elemente, câteva teme de acest tip m-au convins să spun da. M-a spus domnul Vasile, este artizanul principal și am acceptat până la urmă. Eram convins că o să fiu și urmează să fiu probabil expus unor, știu eu, teme din astea publice, dar sunt obișnuit cu ele. Dacă aveau o problemă cu mine de 10 ani de zile, eram executat până acum, n-au niciun fel de problemă, pentru că am fost extrem de curat, am fost extrem de aplicat. Eram convins că dintr-o bătălie de genul ăsta trebuie să plătesc un preț. Și am plătit prețul. Nu fac nimic în afară de serviciu și familie. Alte activități desfășor, pentru că, în mod clar, se găsea o anumită variantă să mă arate cineva cu degetul. Încă o dată vă mulțumesc pentru încredere și vă spun că și vreau să vă demonstrez că n-ați greșit și împreună sunt convins că vom câștiga în decembrie și cred că vom câștiga la un scor mare. Eu mi-am propus lucrul ăsta și o să fac tot ceea ce depinde de mine ca să mergem undeva la 45%. Mulțumesc mult, o zi minunată vă doresc, sănătate și mult noroc la pachet, nu separat. Știți de ce? Sănătatea au avut toți de pe Titanic, dar nu toți au avut noroc. Eu vă doresc sănătate și mult noroc și mii de mulțumiri.
În locul 2, la Camera Deputaților, avem un medic veterinar din Călăraș, fost director APIA, Bârcă, Constantin. Bună ziua tuturor! Încă de la început vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici, domnilor primari, domnilor președinți de organizații, tuturor membrilor PSD și, nu în ultimul rând, câtorva domni, și anume domnului președinte Marcel Ciolacu, domnului secretar general Paul Stănescu și prietenului meu, domnul președinte Vasile Iliuță, pentru propunerea, susținerea și, în cele din urmă, validarea pe listele Partidului Social Democrat. Acum câteva cuvinte despre mine. După cum probabil unii dintre dumneavoastră știți, m-am născut în comuna Dormărunt, la țară. Acolo am absolvit ciclu primar și gimnazial, urmând ca liceul să îl termin la Călăraș, liceul agricol, profil veterinar. La București am absolvit Facultatea de Medicină Veterinară, iar ca și expunerea scurtei mele cariere profesionale, vreau să vă spun că am început activitatea în Călăraș, la Institutul de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești. Apoi am fost consilier, inspector de stat la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov, urmând în 2005 să ajung la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ocupând funcția de consilier. Din 2006 sunt prezent în Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, iar în ultima perioadă, în ultimii 12 ani, am fost director general adjunct în cadrul acestei instituții. Cam asta este activitatea mea profesională. Ca și activitate politică, vreau să vă spun că am cochetat cu politica încă de când eram student, dar s-a concretizat totul acum 3 ani de zile, când am hotărât ca la nivelul județului Călăraș să construim ceva, și anume o structură care să reușească să câștige alegerile locale, atât cele locale cât și cele parlamentare. Împreună cu domnul președinte Vasile Iliuță și cu alte persoane am gândit acest lucru, l-am pus la punct și iată, în jurul domnului președinte Vasile Iliuță, am reușit, am fost câștigători cu toții la alegerile locale și cu siguranță vom fi câștigători și în 6 decembrie. Sigur, dacă voi ajunge deputat în Parlamentul României, cu siguranță mă voi îndrepta spre același domeniu, și anume agricultura. Știți foarte bine că în această perioadă sunt discuții aprinse atât la Bruxelles, la Comisia Europeană, dar și la nivelul Ministerului Agriculturii și în cele două agenții, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA și AFIRU, cealaltă agenție de plăți. Aceste două agenții sunt cele care au absorția cea mai mare la nivelul agriculturii românești. Sigur, vă întrebați probabil ce legătură are APIA, AFIRU cu Parlamentul. Păi are o legătură foarte strânsă, în sensul că toate propunerile de regulament de la nivelul Comisiei Europene și mai apoi transpunerea regulamentelor europene se face la nivelul Ministerului Agricultură în directa coordonare a Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Cu alte cuvinte, Comisia de Agricultură din Camera Deputaților este decizională. Deci acolo se ia ultima decizie. Nu știu dacă acum este momentul să intrăm și în alte amănunte, dar cred că e suficient. Vă mulțumesc mult! Pe locul 3, la Camera Deputaților, se situează domnul deputat Sefer Cristian George, pe care îl invit la microfon. Am un sentiment așa de deja vu, parcă suntem în campanie și acum, astăzi, în ziua de azi. Mă prezint, mă cheamă Cristian Sefer, acum nu știu. Văd că sunteți toți prietenii mei aici în sală. Da?
Pentru cine nu știe, sunt de 8 ani în Palatul Parlamentului, președinte de organizație parlamentară, membru în Comisia de Muncă, dar vreau să trec peste asta și să vă transmit un singur mesaj, mă refer la domnii primari, noi și vechi, mă refer la tot activul de partid, să facem cumva în aceste alegeri, să tragem cât putem și să scoatem un scor mult mai mare decât a fost la alegerile locale. Asta este marea mea rugăminte către dumneavoastră. În rest, voi rămâne același Cristi Sefer lângă dumneavoastră, indiferent ce s-ar întâmpla. Rămân în echipă și voi merge înainte, alături de dumneavoastră și de domnul președinte și de toți colegii. Da? Voi fi călășan de-al vostru. Eu vă mulțumesc foarte mult. Pe locul 4, tot un deputat, vrăjitorul Sorinel Marian. Pe locul 5, avem tot o doamnă, profesor și președinta Organizației de Femei, doamna munteanu Cristina Laura, o invit la microfon. Bună ziua, dragii mei! Bună ziua, onorat prezidiu! Nu o să mă prezint, sunt în Partidul Social Democrat din anul 1996. Sunt convinsă că mă cunoașteți. Sunt un om de echipă, sunt un om cu suflet pentru oameni. Sunt profesor, dar profesia mea de suflet este cea inițială, profesia de învățător. Eu am absolvit liceul pedagogic ca șef de promoție, apoi am făcut și facultatea de filologie, dar sufletul meu va rămâne acolo, la creatorul și păuritorul de destine. Și am considerat întotdeauna că experiența mea de la începutul carierei mele a constituit întotdeauna determinarea, motivarea mea în toată activitatea ulterioară. O să rămân toată viața mea învățător, om care sprijină și favorește destine. Și am cerut permisiunea unui coleg de-al meu să-l parafrazez, pentru că mi-a plăcut foarte mult ceea ce a postat domnia sa de ună zi după ce noi am câștigat alegerile. Corina spunea că noi, cadrele didactice, toată viața învățăm. E adevărat. Toată viața învățăm. Și eu am învățat de la dumneavoastră că în toți acești ani, și la bine, și la mai puțin bine, am încercat să fim o echipă. Și eu asta mă simt, un membru al acestei echipe. Ca și Corina, sunt convinsă că nu voi ajunge în Parlamentul României, dar prin putere, prin motivare, prin determinare, o să facem ceea ce spunea colegul meu, că echipa va ține loc de eu. Adică eu, organizația județeană PSD Călăraș, care va fi alături de colegii noștri, să putem să trimitem în Parlamentul României experiența domnilor lor din diversele domenii, de la mediul privat până la învățământ, oameni cu experiență, oameni competenți, oameni pentru oameni, oameni care să contribuie la îmbunătățirea domeniului legislativ și să ducă la siguranța unui trai mai bun. Închidem lista la Camera Deputaților cu un medic, un PSD-ist vechi, Gruiță Darie Nicolae. Bună ziua, majoritatea mă cunoașteți, mă numesc Gruiță Darie, de profesie medic. Și, într-adevăr, un vechi membru de partid, doar PSD. Din punct de vedere al profesiei mele, aș putea să vă vorbesc mult despre un sistem, un sistem cu probleme, un sistem cu probleme atât financiare, cât și probleme de personal. E un lucru pe care cred că l-am auzit cu toții, e un lucru pe care îl vedem aproape zilnic la televizor. Dacă în sistemul de învățământ se așteaptă o reformă, o reformă care ar trebui să apară pe perioada, să zicem, a vacanței de vară, să intre din toamnă în sistemul de sănătate, acest lucru nu este posibil. Nu este un sistem pe care să-l putem opri,
un sistem care să ia pauză o săptămână, să ia vacanță o lună, este un sistem perfectibil. Cu tot ce am trecut prin perioade grele, perioade în care știm că s-au închis spitale, spitale care au rămas închise, deși au fost proteste, după părerea mea, proteste justificate, un sistem care a fost cutremurat, nu odată, de multe ori, datorită unor idei puse în practică, idei ale unor oameni care nu cunoșteau sistemul, poate a unor factori de decizie care nu aveau habar ce înseamnă un bolnav, ce înseamnă o societate bolnavă, un sistem subfinanțat, un sistem fără personal, un sistem cu probleme reale. Se spune că dacă vrei să distrugi un popor, ia istoria. Dacă vrei, în schimb, să ții un popor pe loc, deși e metaforic spus, un popor poate să avanseze sau poate să regreseze, pe loc niciodată nu va putea sta, nu trebuie să faci decât două lucruri. Să-i distrugi sistemul de învățământ, să-i subfinanțezi sistemul de sănătate, să supra-soliciți profesioniștii din sănătate. Partidul Social Democrat întotdeauna s-a plecat spre nevoia oamenilor săraci, oamenilor care nu au avut posibilități de a se trata la Viena sau în alte clinici cu aparatură de ultimul tip. Ca toți să beneficiem de aceleași condiții în mediul sanitar, în sistemul sanitar, avem nevoie ca Parlamentul să legifereze legi simple, legi curate, legi care nu trebuie modificate de la o zi la alta prin ordonanțe de urgență. Vă mulțumesc pentru încredere, domnule președinte, domnule secretar general și dumneavoastră, domnilor primari și președinți de partid. Mulțumesc! Mai avem puțin din această precampanie. O să înceapă și campania electorală. Vreau să fim alături de ei, să obținem un scor, așa cum am spus la început, foarte, foarte bun și ca dânsii să reprezinte în Parlamentul României interesele județului, al organizației și al cetățenilor în general, în primul rând al susținătorilor noștri, să fim alături de dânsii și să ducem o campanie așa cum știm noi să o facem, în urma căruia să ne situăm pe un loc cât mai bun la nivel național, pentru că nu vreau să spun că ne-am învățat cu locuri fruntașe și înainte de aceste alegeri, noi în alegerile parlamentare am avut și la 2016 un loc bun. Vreau să ne păstrăm la nivelul cel mai înalt, pentru că din această poziție putem să ajutăm județul, putem să ajutăm primarii, putem să ajutăm cetățenii județului Călăraș. Eu vă mulțumesc și la cuvântul domnului președinte Vasile Dulea. Mulțumesc, domnule secretar general, dragi colegi. Astăzi, în fața Comitetului Executiv Județean, v-am adus cea mai bună echipă. De la oameni care apără interesele sindicale, ale oamenilor pentru pensii mai mari, salarii mai mari, oameni care sunt în mediul economic călărășan, știu problemele mediului călărășan, oameni devotați partidului și învățământului călărășan, oameni cu consultanță politică, economică, la ce înseamnă atragerea de fonduri europene. Astăzi echipa noastră reprezintă un viitor mai bun pentru călărășeni, un viitor mai bun pentru noi, un viitor mai bun pentru dumneavoastră. Cred cu tărie
că prezentând această echipă călărășenilor vom scoate un scor cum n-a mai fost scos de 20 de ani la Călăraș de Partidul Social Democrat. Scorul pe care vi-l propun să putem să reușim și să demonstrăm că se poate să fie de 65%, să scoatem 3 parlamentari deputați și un parlamentar senator, iar al doilea senator să fie la redistribuire. Știți că cu câteva zeci de mii de voturi poți să obții și al treilea parlamentar, dacă nu se obține al treilea parlamentar, se obține al doilea senator. Putem să luptăm, avem potențial, am încredere în dumneavoastră, așa cum au fost la locale, putem să câștigăm parlamentare la un scor remarcabil și să fim organizația fruntașă la nivel național. Doamne ajută și declar lucrările Comitetului Executiv închis. Vă mulțumesc!